Toți. Am văzut cu câtă dibăcie ai râs de filmul acela în care încărcau N-am râs, l-am bășcălit. un trabant de aparent mai mari dimensiuni, încercau să-l urce pe o camionetă. Acum nu-mi spune că chiar puteau să pună aia trabantă pe camionetă, Nu. că și mor încet aici. Percepția ta este extrem de superficială. Da, te recunosc. Superficială, naivă. Amplasamentul, sceneta aceea sugera în primul rând detașarea omului față de întâmplarea respectivă, pentru că erau îmbrăcați într-un anumit fel, aveau salopetă, adică erau niște specialiști. Ai văzut cum se scărpinau cu mâna, se duceau cu mâna dreaptă spre lobul, încercând să activeze lobul stâng pentru a-și capacita creierul la întreaga. Eu nu-ți mai pun o dată filmul, că vorbim despre film, te rog frumos. Mai pune-l o dată să vedem despre ce zice și alea. Cum controlau Munca la români. pe sub mașină, dar eu spun altceva, care pe tine te poate amuza la fel. Dacă ar lua cineva atent evenimentica din istoria noastră și ar analiza-o, ar constata că românii au realizat lucruri aproape imposibile, de vreme ce s-au realizat, că nu mai sunt imposibile, aproape imposibile, au realizat aceste lucruri când ele păreau că nu sunt posibile în niciun fel. Și eu îți spun că în România s-au realizat borne istorice mult mai complicat decât ar fi fost urcarea acelui trabant în echipă pe Dacia. Pe tine ce te făcea Marius, să... despre ce vorbim aici? Pe tine ce te Marius, făcea? ce comparăm aici? Pe tine ce te Ce făcea? Nu, comparăm aici? Pere atenție! cu mure? Vorbim de un context istoric în care Pe tine. niște Nu, nu, nu. aburiți E încearcă simptomatic. să urce un E trabant simptomatic. într-o... E simptomatic pentru ceea ce se întâmplă. Dincolo de imaginea aparentă pe care tu ai făcut un amuzament din ea. Dincolo de acest lucru, acolo este esență de românism, Ovidiu. Da, corect, așa este. Dar nu trebuie Așa este. văzută în lucrul ăsta partea haioasă, nepractică și stupidă. Eu înțeleg de ce ai râs tu. Te deranjează orice om, Nu. orice român care se uită la filmulețul ăsta, Nu, nu nu orice poate să român. nu Eu râdă. E sunt român. adevărat, Eu sunt român unii râd trist, și am văzut și alte unii lucruri râd acolo. în colțul gurii. Ai văzut și alte lucruri, te-ai uitat mai atent, ești un om care știe la film, la imagine. Ai văzut că toți oamenii aceia, ai văzut un dat genetic al lor, că toți oamenii aceia încerca fiecare să învârtea pe lângă celălalt să explice cum trebuie făcut. Erau 6-7 oameni și fiecare avea punctul de vedere dominant. Adică acolo erau foarte mulți lideri. Eu spun ție că aceeași situație, dacă este făcută cu cap, este rezolvabilă. Acel trabant se poate urca pe camioneta respectivă. Da, asta Și se înseamnă poate că ancora. e Dacă nevoie de un lider, de o minte nu. luminată, Toți care să-i pună la treabă pe românii verzi de acolo, acolo, românii albaștri de acolo. acolo există vocația de lider pentru fiecare individ în parte. Adică aceasta este cauza, una dintre cauzele, Domnișoare, asta este o interpretare optimistă. una dintre cauzele, lasă-mă un pic, te rog, una dintre cauzele care duc la prăpădirea României și la disoluția acestui neam, transformarea lui în populație, este această poruncă genetică a fiecăruia dintre noi de a se considera liderul celorlalți doi de pe scară, celorlalți doi din familie, celorlalți doi din sat și așa mai departe. Asta este o caracteristică a românului, e genetică, e de unde vine, de unde vine asta? Nu e tocmai corect pe Șefia la români. nu e tocmai corect pe criteriile de interpretare postmoderne să spun lucrul ăsta. Acest tip de generalizare, știi, există un clișeu verbal cu generalizarea, se poate face în condiții optime de foarte multe ori, dar acum a devenit un clișeu asta cu generalizarea și nimeni nu înțelege nici măcar ce este fenomenul respectiv din punct de vedere logic, ce se întâmplă. Dar în filmulețul tău eu am găsit foarte multe simptome care au dus la boala în care suntem. Nu partea amuzantă este dominantă în acest film. Și nu tot ce am văzut noi și despre ce am râs, că se întâmplă acolo. Acolo se întâmplă cu adevărat niște lucruri importante pe care noi suntem cât de cât datori să le înțelegem, să le interpretăm.
Am înțeles lucrul ăsta. Dar asta este România la momentul ăsta. Că e genetic, că nu e genetic. Concluzionăm pentru telespectatori să înțeleagă ceva. 1. Boala șefiei la români duce la astfel de situații în care nu se rezolvă niciun fel de problemă, pentru că tot românul vrea să fie șef și dacă sunt 7 este. Care lucrează, 7 vor să fie lideri și fiecare are o opinie. Și eu mai am un lucru important. Așa? Te-ai văzut că toți din, nu știu, toți, aproape toți din acel grup, toți indivizi din acel grup, credeau că este posibil, că este posibilă împingerea limitei logicii. Logica noastră, ca spectator ai filmul respectiv, ne spune că ea nu pot urca mașina în condițiile respective acolo. Mașina pe camionetă. Că n-are loc și nu stă, evident. Ei, oamenii aceia specialiști erau în uniforme. Ăia nu se îmbrăcaseră atunci ca minerii în 15 iunie, în salopete. Ăia erau în salopete de 20, de 15, de 10 ani. Oamenii aceia erau niște specialiști. Bine, poate lucra în alt domeniu. Nu, oamenii, nu, salopetele astea sunt, au aplicabilitate pe acest tip de acțiune fizică, cel puțin. Da, deci da, da. Ei erau niște responsabili a unei meserii care se lucra dominant fizic, ca să nu zic fizic, să-i jignim. Dominant fizic, că ei și gândeau. Ei când încercau să urce trabantul pe mașină, ei rupeau barierele logice. Acest lucru, Ovidiu, fac numai marii bărbați care au vocația, care au genialitate. Cum să râzi? Dați-mi și mie un cadru cu mine. cum să râzi de asemenea personaje care împing limitele? Aceștia sunt creatori. Sunt creatori de limbaj în munca pe care o fac. E o replică în Doctor fără voie al lui Molière. Domnul doctor, așa frumos vorbiți, dar eu nu înțeleg nimic din ce ziceți. Eu sunt de acord, da. Revenim la Craiova. Stai puțin că revenim la Craiova după la pauza. După pauza de publicitate revenim și ne lămurim cu poporul român și cu Șoale, avocatul poporului în seara asta, că așa trebuie să fie o discuție cu un procuror și cu un avocat. În seara asta Șoale este avocatul poporului român. Ne întoarcem după publicitate, imediat.